EXCLUSIV Mona de la Piutere a Dragoste ispune adevarul despre despartire a de Cristi Gitaru, voiam să punem canunia civila. Mona de la Piutere a Dragostei a facat declaration sincer despre despartire a de Cristi Gitaru. Cu ochii in lacrimi, Mona de la Piutere a Dragostei ne a dezvăluit motivul despartirii de Cristi Gitaru, dar si ce se va întâmpla de acum încolo cu relația lor. Mona de la Piutere a Dragostei declarează despre despartirea de Gitaru. Mona de la Piutere a Dragostei trece pre momente di faisai după ce Gitaru și prietena ei au fost supraînși împreună. Dezamăgeaita de si ace esa intampuat adisais son vorbisca deșes despre rileișa pecăr o arcu fostul conturon de la Piutere a Dragostei. Seferca atat prietena ei cat si Cristian Gitaru i ar fi ricunoscat faptul ca nu exista nimic intre cei doi si doar au iezit împreună. Pentru ca ea dormea, aveau un program destul de încărcat. Am încercat să vorbești cu ei. Mi au zis ca nu se întâmpla nimic. Sunt doar niște post. Fai, tu domai si nu am vrut să te deraniam. Tot nu explica faptul ca se tinde mana fția ce spun ei nu ar nicio relevanta. Ceva nu se liga. Dacă ar fi fost să fie ceva între ei, nu es ar fi hinui, să in idea explicaisi. Seferca es a șimbat totul de sinu magandint ne a dezvaliut Mona. In continuer, Mona a mai dezvăluit in exclusivitate pentru Vobis faptul ca a vorbit cu Gitaru despre casatorie. Isife usera planuri de viitor insa nu este sigura de faptul ca il va mai a ierta. Voiam să punem canunia civila să ne mutam împreună. Inca nu am avut o cerere. Nu am apucat să avem o cerere oficială, vorbim despre asta. El îmi spune același lucru. Stam in acizi camera pentru ca nu aveam alta opțiune. Pot să spun un singur lucru. Nu stiu pe sine s-o încrit pozele sau varianta lor, nu ar fi putut s-o imi faca treba asta n-r prietena mea. Nu pot s-o încrit ce mi se întâmpla. Timpul vindeca toet ranail, il iubești destul de mult, dar sunt ranita de sia ce a facat. Poet da poet nu poet in voi riface viata a mai dezvăluit fosta concurenta de la Piutere a Dragostei.